Marieta! Ce s-a întâmplat? Avem o problemă. Ce? Trebuie să vezi asta. Ce mi-a zis? Ok, deci se pare că un inicer Osman Lău a scos telefonul în timpul bătăliei de la Călugăreni și te-a filmat în timp ce îl împingeai pe Sinan Pașa în apa Neajlovului. Chestia e că s-a viralizat toată treaba asta pe internet și acum toată lumea a sărit de cur în sus că ai împins un bătrân de 80 de ani de pe cal. Amunat. Fii atent, uite ce spun forumiștii. Așa. Ia. Și că nu e posibil așa ceva. De unde e respectul pentru seniori? Acest Mihai, așa zis, viteazul îmi face scârbă. Unde mai pui că Sinan Pașa e un bătrân veteran care a suferit mult în timpul războaielor cu Habsburgii? Altul cică, Mihai Viteazu, în loc să-i cedeze domnului Sinan locul pe cal, l-a trântit în noroi. Unde sunt cei 7 ani de acasă, domnule? Viteazul. Poate că era bine să rămâi ban al Craiovei. Urât. Bă. Domnia țării românești e o cușmă prea mare pentru dumneata. Și mai râdeți barba... Și mai radeți barba aia, a scris legat, că nu ești hipster. E? Cum adică hipster? Habar n-am, o fi o greșeală. Nu știu. Ideea e, ce facem să calmăm oamenii? Ah, simplu. Îi legăm de glie. Ai făcut asta deja. Ah, corect. Fii atent. E Maria ta un buchet de flori. Așa. Mergi la Sinan Pașa. Îi cer scuze frumos. Hai să ne împăcăm, nu sunt resentimente între noi. Și astfel să vadă lumea că ce s-a întâmplat la Călugăreni a fost un simplu accident. Da, chiar a fost. Știu. Da, chiar ne trebuie niște reguli de circulație mai clare, da? Pentru ceea ce se întâmplă atunci când se întâlnesc două știri inamice care vin din direcții opuse. Perfect! Bun. Mă duc să transmit? Scriu. Nu știu să scriu. Da, o să facem o școală. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I